nostalgia, habrá de ser un tango nuestra herida. Vuelve a mí, ámame sin luz en nuestra alcoba azul. Pasiune și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr. Bună seara, Igor. Bună, bună. Mă bucur să te revăd. Și eu mă bucur. După atâția ani, totuși am făcut aceeași școală. Ne-am cunoscut cât de cât în anii copilăriei. Un pic, da. Da. Și, uite, eu fac o asociere invitațiilor mei cu o imagine. Așa. Și îți arăt imediat imaginea. Aoleu. Nu știu dacă este un fragment din film sau este o poză veche, dar este un copil cu un zmeu în mână. Îți explic imediat. Vine de la o asociere a mea. Atunci când cineva sau aude expresii de genul urmează-ți visul, crede în visul tău, fă ceea ce visezi. Atunci, imediat îmi apare imaginea asta unui copil cu un zmeu în mână, iar zmeul reprezentând, de fapt, visul. Și această ață, legătura dintre om și visul lui, care este atât de fragilă, care este atât de subțire, un vânt mai puternic îți poate smulge zmeul din mână sau te poți împiedica. Uite, eu așa te percep pe tine, ca un om care merge cu visul lui oriunde s-ar duce, orice ar face, undeva în spatele tău este acest zmeu. Mersi foarte mult. Deși ar putea reinterpreta cumva această imagine, da, într-una care nu m-ar favoriza deloc, dacă aș spune că în spatele unui copil stă un zmeu care îl controlează și îl dirigează ca pe un... Da, se poate interpreta și așa. Dar mersi foarte mult. Cumva neașteptat imaginea. Spune-mi dacă acest zmeu, acest vis a apărut în copilăria ta, cum l-ai depistat? Cum ai înțeles care este visul? Dacă am face referire probabil la ceea ce fac eu acum, pentru că asta fac probabil cam de asta când... Probabil asta ai visat să faci. Cam de când... A apărut, presupun, destul de simplu. În perioada adolescenței am fost mai mult sau mai puțin implicat în anumite proiecte cinematografice. Și ca să fiu laconic și să nu vorbesc despre ce a însemnat asta pentru mine atunci, spun doar că perioada adolescenței sau în perioada respectivă, probabil orice lucru important, frumos, colorat, marchează într-un fel sau altul viitorul om matur. Ce lucru frumos, colorat. Eu vorbesc în mod special despre participarea mea, cum spuneam, în anumite proiecte cinematografice pe la Moldova Film pe atunci. Uh-huh. Am fost implicat și am lucrat împreună cu echipe, am fost în sânul unor echipe cinematografice și asta m-a făcut să-mi placă probabil această lume și felul de a fi și de a vorbi sau de a spune ceva. Dar cum ai ajuns în această lume? Întâmplarea a făcut să fiu într-un fel clasic deja pentru foarte mulți moldoveni de seama mea sau actori. Loteanu cumva m-a depistat pe stradă și m-a... Chiar pe stradă? Da. Cum, așa s-a oprit lângă tine? Aș putea spune nu neapărat stradă, dar stradă până la urmă. Eu încercam să-mi alimentez curiozitatea pe la Cenacul Mateievici. Și într-una dintre duminici s-a apropiat de mine și după care mi-a luat, mă rog, un telefon, o adresă, iar peste câteva zile deja dădeam niște probe pentru unul dintre rolurile
principale. Și care a fost primul? A fost Durerea, a fost un film. Uh-huh. Un film în care am fost rol principal. Câți ani aveai? 14, uh-huh. cred. Și, na. De acolo a pornit totul. De acolo a pornit totul. Da, zi-mi, chiuleai de la lecții ca să te duci la film? Da, eram, bineînțeles, eram copilul obișnuit. Nu aș risca să zic că n-am făcut-o. Și ai început din acel moment să urmărești mai multe filme, să te interesezi mai mult? Nu știu dacă mai multe. E și cumva dificil să vorbești sau să fac niște termeni de comparație, pentru uh-huh. că cu referință, bineînțeles, la vârste. Pentru că la 7, 8, 9, 10 ani există un gen de film care te interesează în adolescență. Absolut. E altceva și atunci nu cantitatea, presupun eu, este importantă. Ce filme urmăreai în adolescență? Cam tot ce oferea cinematograful sovietic pe atunci. Dar ce-ți plăcea? Hai să zic altfel, în perioada copilăriei și adolescentină, bineînțeles, filmul de aventură. Iar mai târziu eu am prins ceea ce se numea pe parcursul sau în perioada restructurării videosalon. Da, videosalon, da, și eu care am este videosalon. Cum să zic? Exact. Ar merita probabil despre tot ce s-a numit videosalon, o investigație sau o poveste mai specială și detaliată. De luai casetele în chirie și... Nu. Erau spațiile improvizate. Mici, da? Erau și spațiile improvizate. Nu. Erau spațiile improvizate în gări, în vagoane, în instituții, cu 12, 15, 30 maxim de scaune, absolut obișnuite, și cu un televizor electronic 703, electronica 703, în care niște oameni, contra unei plăți de o rublă, îți arătau niște filme. Și era undeva la ușă pus, de obicei, pus și un program de film, care însemna de cele mai deseori aventură, film de groază sau, mă rog, drame, melodrame, până la o oră, gen până la 19, iar după 19, ceea ce părea cumplit de curajos, filme erotice. Erotice, da. Emanuel, fiind cumva la vârsta aia de 14, 15, chiar și 16 ani, și eu arătam și mai mic, toată curiozitatea mea rămânea cumva după ușă, pentru că nu mi s-a permis. Dar, în schimb, filmele de groază au fost cele care... Ți-au plăcut? Care mi-au plăcut mult și cu cum să zic, din atmosfera cărora am mușcat în perioada respectivă. Și ai plecat să faci facultatea... La București, am plecat în 91. Și te-ai întors imediat după facultate? Da, 95-96 era mai bine. Totuși, România este o țară cu cinematografie, cu actori renumiți. De ce te-ai întors înapoi? Nu te-ai văzut în spațiul acela? România este o țară cu cinema acum. În perioada anilor, sau sfârșit de ani, nu știu, 90, 94, 95, 96, 97, 98, până în 2000 aproape, cred. Uh-huh. Cinematografia românească era sub orice critică și la pământ. Mai mult decât atât. În perioada în care am revenit, nici măcar nu funcționa ceea ce se numește televiziune în România. Erau, cred, unul sau două posturi care abia își începeau activitatea. Asta unele așa. Dintre ele, 95-96, cred, Tele7 ABC, spre exemplu, post care nu mai există de foarte mult timp. Sau. Deci, mulți colegi de-ai mei au încercat, bineînțeles, să facă televiziune. Eu nu eram foarte priceput în treaba asta. Mai mult decât atât, exista și un soi de temere că nu e bine să faci televiziune. Că nu mai poți ieși după aia. Nu cred că era conștientă treaba asta. Era un soi de, mai degrabă, un soi de imagine pe care ți-o asumai în momentul în care făceai televiziune. Noi cei de la film ne consideram cumva superior celor din televiziune și
a greu de înțeles cum să cobori o treaptă și să faci altceva decât ai făcut în facultate. Dar, de fapt, în spatele acestor considerațiuni nu era decât o incredibilă nepricepere în acest domeniu, pentru că niciunul dintre noi nu a avut pregătire minimă pentru televiziune. Noi am avut un curs de televiziune la facultate, care a durat un an pentru cei de la regie, care s-a făcut în TVR, dar nimic mai mult. Nimic mai mult. Tu ai făcut regie? Ne-am făcut regie film, da. Și atunci nefăcutul de nimic la București mă costa mult mai scump decât nefăcutul de nimic acasă. Aha. Și a trebuit să revin revenit unde m-am angajat cumva într-un studio pe lângă Casa Lumea Deschisă pe atunci, cu VH. Și de bine de rău am reușit cel puțin o perioadă de aproximativ 4 ani, cred, 4 sau 5 ani, să stau în spatele camerei. Pentru că erau materiale pe care le făceam, reportaje, dar documentare sau aveam și o emisiune muzicală și totul cumva putea fi considerat ca și cum am lucra în, sau cu imaginea. Am apelat la mijloace audio-video, să zic așa. Deci nu am făcut altceva decât să exploatez, să spun așa, acele cunoștințe pe care le căpătam. N-ai coborât o treaptă mai jos? Ba da. Ba pentru da. Că până la urmă tot televiziune făceam, chiar dacă era o producție televizată, adică casa de producție nu era televiziune propriu-zis, era broadcast, era doar... făceam doar producția și după aia era difuzată pe la tot felul de posturi, câte mai erau și prin Moldova, era catalan, cred că mai era televiziunea națională, în fine. Era, dar era o treaptă acceptată de noi, pentru că muream de foame, în altceva nu se putea face. Asta vreau să te întreb, cum supraviețuiești în meseria asta la noi în țară, în România? Bine, situația s-a schimbat, dar pe vremea aceea era foarte complicat. Era foarte complicat, eu consider că cinemaul românesc începe de prin 2002-2004, de fapt, actualul cinema. Da. Și cred că tot de atunci, de când au început să se dea bani de la CNC-ul din București, putem considera că în cinematografie au început să se miște lucrurile spre bine și a început lumea să și câștige. Mm-hmm. Dar cum obții bani pentru un film? Acum depinde care sunt, cum să zic, care este calea pe care pe care ai fi vrut să mergi. Cea clasică este scrierea unui proiect, adică unui scenariu. Un film pornește de la un scenariu care trebuie să fie competitiv. Nu neapărat din perspectiva comercială, cea dramaturgică. Adică el trebuie să reziste în fața unor oameni care inițial citesc un film, nu-l văd. Și acel proiect cinematografic este depus de o casă de film, de o casă de producție, la Centrul Național al Cinematografiei din România. Eu vorbesc acum în mod special despre bucătăria românească, pentru că asta o cunosc mai bine. Care va fi sau nu validat. În funcție de calitatea scriitorii, în funcție de calitatea regizorului, în funcție de calitatea echipei, în funcție de calitatea casei de producție. Deci la noi este alt parcurs aici, în Moldova. Nu există niciun parcurs. Ca să vorbim aceeași limbă. Și totuși un film se naște aici. Nu știu cum, dar el are loc. Cum se întâmplă asta? Presupun că 90% dintre filmele care se fac în Moldova au două feluri de a se naște. Ori bazându-se pe un soi de entuziasm și investiție cumva improprie pentru industria cinematografică, adică investesc creatorii cu bani proprii în film. Atrag și niște companii, niște sponsori? Nu prea. Există tentative, dar astea sunt de obicei nu știu cât de suficiente la nivel, cât de suficienți pot fi banii ăștia atras din anumite companii. Da. Au existat, dacă mi-amintesc bine,
formule de acest gen. Spre exemplu, Brescanu, Dumnezeu să-l ierte, prin anii 93-2, habar n-am, în perioada tulbure, să zic așa, împrumutase niște bani de la niște oameni destul de dubioși, așa, de felul lor, pentru a face un serial televizat. A, deci era un împrumut. Și l-a făcut, după aia a trebuit să se ascundă vreo câțiva ani când se-și vând apartamentul ca să întoarcă banii înapoi, deci era... Trist. Acum, cum spuneam mai devreme, asta ar fi fost prima cale de asta se, în mod obișnuit, se întâlnește investiția proprie, cum ziceam, a unei echipe sau a unui om din film într-un proiect propriu. Și mai există câteva filme care sunt finanțate de anumite proiecte sociale sau ONG-uri care investesc. Fundații, da. Nu neapărat fundații, dar care au ca și substrat mai degrabă aspecte sociale sau aspecte... Nu știu. Păi tu cum ai reușit să faci? Eu tot ce am făcut, eu mai mult sau mai puțin, am făcut cumva în România, ca să fiu sincer. Adică mi-am găsit o casă sau două de producție, da? De casă de producție de film. Am încercat să le trimit inițial scurtmetraje. Foarte multe dintre ele nu au trecut CNC-ul. În schimb, au găsit alți producători care au investit în ele. Practic, toți banii pe care i-am investit în film au venit din România. În sensul ăsta, mie mi-a fost mai simplu. Mai simplu, probabil, și pentru faptul că cunosc o anumită realitate de acolo, cunosc anumiți oameni. Nu știu dacă mă simt neapărat în apele mele printre producătorii de acolo, dar... Cel puțin vorbim aceeași limbă la nivel profesional și... Dar filmele tale sunt despre realitățile de aici. Nu știu nici măcar dacă sunt despre realități, dar faptul că au sunt inspirate, ca să zic așa, generic, de realitățile moldovene, probabil le fac mai curioase și pentru cei de acolo. Nu găsesc un alt argument. Tu cum te inspiri? Cum găsești aceste istorii, aceste situații? De unde le găsești? O să te întreb după aceea și despre percepția ta a lumii. Multe dintre povești, de fapt, sunt, nu știu, planează în aer. Mie ideile nu-mi vin cu trenul. Nu stau în gară și aștept să vină o idee. Sunt povești pe care le aud deseori sau pe care le reinterpretez în momentul în care am auzit ceva interesant, dramatizez într-un fel sau altul cinematografic. De multe ori sunt povești care într-un fel sau altul mă ating, mă emoționează într-o direcție mai dramatică sau din contra una comică. Dar sunt de multe ori povești ori reale, ori presupus reale. Așa s-a întâmplat cu primul scurtmetraj, Nu se stinge lumina, despre care se spune că ar fi un basm, de fapt, sau o poveste urbană, un banc urban, pe care a trebuit să-l dramatizez. Așa a urmat după aia Sasha Grișa și eu, care iarăși a fost un scurtmetraj, care mi s-a un fragment din care mi-a fost povestit de un individ. Adică istoria asta chiar... Nu întreaga istorie, doar un fragment cumva, auzindu-l, am încercat să continui povestea și am dramatizat-o. Cu mult umor. Inspirația, de fapt, a fost cap-coadă, cred, gândită de mine și a venit foarte rapid. Adică chiar a fost scrisă în 3 ore, cred. Scenariul, fiind scurtmetraj. Și tot așa. Altele, trebuie să recunosc, la lungmetraj, La limita de jos a cerului, a fost scris inițial de Corneliu Porumboiu, care mi l-a dat mie. Deci eu, practic, am reinterpretat ce a scris el. Și scenariul este tot al tău. Este împreună cu el. Împreună cu el. Deci, repet, el a oferit un scenariu complet. Mi l-a dat un scenariu cap-coadă, scris, de nota 10. Scenariul a fost dezvoltat la Cine Fondation Cannes, adică a avut
un traseu și o viață extrem de promițătoare. Care este soarta filmului acum? Unde se află? Filmul își continuă cumva traseul festivalicesc, deja a treia tură, să zic așa. Festivaluri de clasă B sau tot felul de festivaluri ale filmului românesc în ICR-uri. El a avut turația maximă în 2013-2014, spre sfârșit de 2014 deja s-a mai potolit. De altfel, toate filmele au o viață de maxim un an jumătate, doi ani. Nu există filme care să fie veșnice. Da? Ele rămân într-un fel sau altul în memoria noastră, dar majoritatea filmelor, 99% dintre ele, au o viață cumva deja clasică. Încep prin a fi scrise și a căuta finanțări și așa, se dezvoltă, obțin niște bani. Toată treaba asta durează cam 2-3 ani. Se filmează, încă un an și un pic probabil durează bucătăria internă, postproducția și așa mai departe, după care un an și jumătate, maxim doi, încearcă să obțină marele premii la festivaluri și se potolesc. Și dispar din memoria colectivă, rămân doar regizorii prin emisiuni să vorbească despre ele. No, și se realizează alte filme. Da, urmează alte, evident. Igor, dacă ar fi să faci un film din experiența ta, din viața ta, o poveste sau o situație din viața ta, despre ce ar fi? Eu cred că nu aș avea un răspuns foarte, foarte clar și conturat pentru întrebarea ta. De ce? Pentru că cred că cam tot ce am făcut este într-un fel oglindă a ce sunt eu sau cum văd eu lucrurile. Și asta fără sau ocolind sonoritatea asta un pic așa majoră. Da. Dar fiecare om, chiar și ceaiul, dacă îl mesteci, îl mesteci în felul tău. Ne mai vorbim deja de ceea ce ar presupune, cum să zic, cel puțin tentative de a face film sau artă în general, rămâne, adică te implici mai mult decât tehnic. Sigur, nu, eu mă refeream la chiar o istorie. Există câteva istorii pe care care sunt acum, cum spunem noi, pe țeavă și care cred vor vorbi nu neapărat de experiența mea de viață, dar cred că vor fi foarte personale ca și atitudine sau nu știu dacă mesaj, că nu ăsta e cuvântul, nu prea lansez mesaje în film. Dar foarte personale ca și atitudine, să zic așa. Ele urmează. Sunt acum, am două proiecte care sunt în dezvoltare și așteaptă finanțarea pentru 2015, ambele la CNC. Dacă unul dintre ele va fi considerat câștigător, presupun că voi începe o producție pe la sfârșit de, sau pe la mijlocul anului următor. Ai spus că nu lansezi mesaje în filme și atunci ce scopuri au filmele tale? Nu, în momentul în care îți asumi ideea asta de a lansa mesaje, cred că devii sau riști să fii acuzat de didacticism, de deci un film manie. Nu educă, nu lansează un mesaj, nu motivează, ce face un film? Eu presupun că poate fi citit un anumit mesaj într-un film, fără îndoială. Da? Dacă filmul are ceva să spună, de spus mai mult decât ce se vede pe ecran, dacă transpiră o anumită idee din materialul vizual, cred că are și mesaj, dar în mod special eu nu vreau sau eu mă consider
nu mă consider persoana care poate contura în mod voit mesaje pe ecran, mai ales didacticiste, mai ales moraliste, spre exemplu. Pe alea care sunt evident didacticiste și moraliste, probabil alea nu se percep în așa un, la un nivel mult mai fin cum se percep alea care sunt ascunse. Care... Presupun. Tocmai pentru că intențiile mele formate, să zic așa, mai recent sunt de a descrie o situație din care se reiese un adevăr pe care fiecare spectator să-l vadă în felul său. Tocmai asta mă interesează pe mine. Repet încă o dată, cred că formula asta sau genul ăsta de a povesti este într-un fel ceva absolut sau mai nou pentru mine. Este ca și o transformare. Să-ți dau un exemplu, anul ăsta voi filma Afacerea Est. E un film de comedie care a ajuns în sfârșit să primească o minimă finanțare și să se filmeze. Această Afacere Est a fost scrisă exact 8 ani în urmă. Și atunci țin minte că m-am zbătut rău de tot pentru a obține finanțarea. N-am reușit. Am reușit ceva foarte puțin de la CNC, o chestie așa care cumva mă ținea pe la suprafață, să zic așa, și nu îmi permitea să arunc proiectul sau să-l las deoparte, așa cum s-a întâmplat cu altele. Acum, această Afacere Est găsește un soi de susținere în România la un producător privat, câștigă coproducția, mă rog, la Co-Production Market la Vilnius, în Lituania, mai există cineva în Serbia care este gata să vină și el cu un aport tehnic. Adică asta ce înseamnă? Așa, că cumva au început să fie frumoase pentru totul, mine. Fiecare lucru există timpul său. Presupun că da. Trebuie să ai multă răbdare și să fii foarte perseverent. Iar când ziceam mai devreme că mai nou am început să gândesc puțin altfel, ca și o exemplificare am adus acest caz, pentru că toată lumea cumva este gata să intre în hora acestui film după 8 ani. Numai eu, când deschid scenariul, îmi dau seama că eu sunt altul și nu știu cât de sincer mai pot fi cu o scriitură făcută acum 8 ani. Nu pentru că e învechită, pentru că anumite glume nu le-aș mai face așa, pentru că anumite personaje nu ar mai fi așa, pentru că... Anumite lucruri le vezi altfel? Da, exact. Lucrurile se schimbă, de fapt. Și cum rezolvi acest conflict? O să modific scenariul, fără îndoială. Adică altă soluție nu am decât să păstrez o anumită sinceritate cu mine și să fac scenariul ăsta altfel, să merg la producători și să lămuresc situația. Pentru că sunt convins că nu va ieși prost, dar nu va mai ieși exact așa cum a fost ieșit acum 8 ani. Da. Și când ai spus mai devreme că lucrurile au toate o respirație și o viață și o răbdare, da, cred că au treaba asta, sau, mă rog, pot fi așa, putem gândi așa. Pe de altă parte, cred că toate lucrurile trebuie făcute la timpul lor. Și cred că Afacerea Est, dacă ar fi fost făcut acum 8 ani, ar fi fost o comedie, iar peste 8 ani, acum, va fi cu totul altă comedie. Și e un soi de păcat, pentru că sunt niște lucruri nespuse. Exact. Tu acum ce faci mai exact? Ești în București, da? În proiectul HBO Europe. Am avut aproape un an de treabă acolo. S-a încheiat? S-a încheiat, deja s-a dat pe post și... Serialul, la Umbrele, da? Da. Uh-huh. Și ce fac? Scriu. Am revenit recent. Scriu, am două proiecte pe care le scriu concomitent. Dar un pic să ne oprim la această experiență, că tu nu ai mai filmat seriale până acum și totuși ai lucrat cu HBO Europe. Este o experiență total nouă. Cum a fost?
un pic? A fost un pic diferit, cel puțin eu, nu vreau să arăt cu degetul în jur, dar cel puțin eu aveam o impresie denaturată, învechită, să zic, a tot ceea ce se numește serial. Serialul pentru mine s-asocia cumva cu modalitatea proastă de a ține niște spectatori în fața ecranului, cu soap opera sau cu, da, cum să zic, în cel mai bun caz... Melodrame din asta. Da, în cel mai bun caz, serialele detective rusești, care le putem vedea. Și când a trebuit să bat palma cu cei de la HBO, aveam un soi de reținere interioară pentru sinceritatea cu care va trebui să accept o ofertă de genul ăsta. Va trebui să fac ceva care să placă tuturor și să fie de fapt problemă. De fapt, nu știam că în lumea asta calitatea așa numitelor seriale s-a ridicat extrem de sus. Foarte sus. Americanii, europenii fac seriale în plin sensul, când spunem serial, spunem film. Film, exact. Sunt mai multe filme. Și mi-a luat ceva timp, adică mi-a luat una, două, trei săptămâni probabil ca să-mi adaptez creierii la ceea ce se numește serial. De ce? Pentru că un serial nu se scrie, se scrie puțin altfel decât un film. Eu am primit inițial 42 de pagini de primul episod ca un soi de test. Îmi întrebe dacă mi-ar place, sunt de acord. Nu puteau să-mi trimită tot. Trebuia să dau niște răspunsuri dacă vreau, dacă sunt curios și interesat să mergem mai departe. Și răspunsul meu a fost unul cumva poate chiar nepoliticos, întrebându-i au mai făcut ei treaba asta vreodată? Pentru că asta e 40 de minute de film. Cineva a dat din cap, probabil, sau a zâmbit fără să-l văd în partea aialaltă a receptorului și mi-a spus că asta e serialul, va fi de 42 de minute, nu mai mult. Mi-a luat ceva timp, spuneam, pentru a mă conforma unor reguli ale serialului de televiziune. Dacă cineva ți-ar propune să faci un serial în Moldova, ai avea finanțare și ai putea face un serial despre o situație, despre o realitate de la noi din țară, ce domeniu ai alege? Despre ce s-ar fi interesant să faci un serial? Presupun, aș încerca să mă implic sau să plonjez asupra socialului mai degrabă. Mi se pare Moldova extrem de ofertantă în sensul ăsta. Dramele care se întâmplă aici nu le vei întâlni decât probă așa, cum să zic, sporadic, probabil tot așa prin estul Europei pe undeva. Și la nivel politic ce se întâmplă aici tot nu vei întâlni nicăieri, cred că. Asta, bineînțeles, jungla politică și are, cum să zic, animalele sale, fără îndoială. Ne-am amintit de serialul House of Cards și am văzut câteva episoade și mă gândeam că ce se petrece în culisele politicii din America, parcă e ceva, un mic copil pe lângă. Aici vreau să ajung și eu. Sunt absolut convins că în spatele unor ecrane de televizor sau în spatele unor postere electorale sunt lucruri, presupun, despre care un cetățean obișnuit nici măcar nu-și imaginează ce să. Și cred că genul ăsta sau zona asta ar fi extrem de curioasă pentru foarte multă lume. Și din păcate, un film de acest gen, fie el și serial, nu poate fi, cred eu, în cazul Moldovei, comedie. Va fi dramă, în mod cert. Tu ești orientat mai mult spre comedii? Ți place? Nu. Eu personal nu mă consider așa. Că mie mi se pare... Ambele zone, cumva, sau ambele direcții mi-au fost întotdeauna interesate. Așa s-a întâmplat încât cele trei scurtmetraje au fost de comedie. Iar după aia primul film de televiziune tot așa a fost de comedie, pentru că cineva a zis că face comedie. Hai să dăm și un lungmetraj de comedie să facă. Nu cred că comedia sau doar comedia este zona în care mă simt eu confortabil.
Este și drama la fel de importantă și am proiecte de dramă destul de multe. Este adevărat că tot ce numim noi comedie este mai, mai ușor de vândut. Parcă există o cerință pe piață, cumva, parcă lumea caută întotdeauna o comedie bună. Cel puțin este eu, într-un weekend, totdeauna caut o comedie bună și nu găsesc. Și eu, uneori, în familie, căutăm pe net să vedem ceva nou în comedie și cred că se întâmplă frecvent ca în primele 20-30 de minute să oprim televizorul și să mutăm pe altceva. Soția ta, ai zis, de familie, lucrează împreună cu tine? Da, suntem. Da. Ea face producția de obicei la tot ce fac eu. Aproape tot. Pentru că la umbre a trebuit să rămână în Moldova. Sau mă rog, să stea cu mine în București, dar umbre le-am făcut cu un producător de acolo. Un an ai fost. Aproape un an. Aproape. Da, pe platourile Hollywoodului ai fost? Nu. Am auzit că este impresionant și mă gândeam că poate ai fost să ne povestești. Dar am văzut cel puțin într-o manieră probabil denaturată, dar oricum foarte apropiată de nivelul hollywoodian, să zic așa, la umbre. Umbrele a fost extrem de american ca și atitudine și ca și echipă, ca și... Ți-ar place să mai lucrezi într-așa un proiect? Da, recunosc că este... te simți extrem de sigur în tot ce faci. Adică, ca să dau exemplu, echipa era 118 oameni, ceva în genul ăsta. Mulți oameni nici nu-i cunoșteam. Cine sunt, de unde sunt, mai departe. Când veneam zilnic, ca să vorbesc de catering-ul, erau corturi imense. Și aici? 30 de mese. Da. Lungi ca la nuntă. Nu vreau să fac o comparație, cred că intream acum... Nu, mă gândeam să te întreb de ce ești cel mai nesigur aici? Și în general, care este handicapul cu care te confrunți cel mai des? Uite, în profesia ta, fiind regizor. Eu cred că aș minți dacă aș da un răspuns așa foarte... tranșant, care este handicapul. Eu să zic, eu n-am filmat în Moldova din 2010 n-am filmat. Am filmat în 2010 la Limita, cu echipă moldo-română, așa, după care a fost colecția de arome. Da. În 2012. Care a luat mai multe premii. Ultima acum la Praga, da. Handicapul este, de fapt, lipsa de experiență cruntă a tinerilor de la noi. Ei, majoritatea lor, vor să facă treabă bună. Te referi și la regizor și actor și scenariști, da. Lipsa de experiență care presupune mai mult decât mânuirea unor cum să zic, ustensile. Lipsa de experiență sau experiența presupune și profesionalismul, confortul cu care ești obișnuit într-o echipă de filmare. Dar și tu n-ai avut experiență și tu ai pornit pe drumul ăsta fără experiență. Poate exista altceva, nu? Experiența se capătă. În timp. Poate se capătă, unii capătă experiență, dar nu capătă profesionalism. Și nu neapărat în timp. Experiența se capătă dintr-o lucrare în alta. Așa. În schimb, ce observ eu mai des la cineaștii moldoveni, mai ales la tinerii cineaștii, este o totală lipsă de, da, și ei mai bătrâni, de deschidere pentru tot ceea ce se numește cooperare cu cineaștii străini. Deschiderea spre lume. Poveștile de cele mai deseori sau o parte dintre ele sunt extrem de locale, extrem de zonale, neinteresante pentru foarte multe lume. Filmele sunt făcute, sunt puse pe YouTube ca după aia să... Dar de ce se întâmplă asta? Nu se interesează, nu urmăresc. Dată, repet, nu există o anumită experiență. Nu există cineva care să învețe să gestioneze o producție cinematografică, să o facă ca, mă rog, să o facă auzită și văzută peste hotare, coerent.
pentru că lumea se, cum să zic, se limitează pe bună dreptate într-un fel la un aparat foto pentru a filma și nu înțelege că un aparat foto de fapt defavorizează mai târziu în anumite festivaluri sau proiecții la televiziune și așa mai departe. Cum să-i spun, tentativele de a face film cu mijloace rudimentare sunt lăudabile, nu e un păcat, e ok, dar tendința trebuie să fie mult mai mare. Se poate face un film bun cu un buget mic? Da, un film bun nu înseamnă, un film în general nu pornește de la buget, un film pornește de la dramaturgie, de la scriitură. Un film nu trebuie să aibă un buget mai mic sau un buget mai mare, un film trebuie să aibă un buget adecvat pentru scriitura pe care se bazează. Dar și asta de multe ori este foarte greu de obținut. Da, tocmai la asta până la urmă mă refeream sau vreau să ajung aici. Moldovenii încearcă să facă film și să-l scoată în lume după ce este gata. Pe când în ziua de astăzi filmul începe mult mai devreme de a fi filmat. Proiectele cinematografice la nivel de scenariu, la nivel de oferte, circulă în Europa mult înainte. Există fundații, există festivaluri care oferă bani, care oferă sprijin cinematografic. Noi, ca și Moldova, suntem o țară destul de curioasă, vreau să zic. Da? Suntem foarte curioși. Uh-huh. Măcar așa. Ce suntem curioși? E un spațiu nou, despre care se aude extrem de puțin. Da, să nu ne îmbătăm capătul. Și se cunoaște foarte puțin, da. E ca și cum nu existăm. Și atunci o grămadă de, nu știu, festivaluri, spre exemplu, au deschiderea asta, măcar din perspectivă geografică. Avem filme din 24 de țări, nu din 23. Da. Adică, na. Tot ce urmează este să ne obișnuim, să ne învățăm, să comunicăm cu producători, parteneri străini. Și apropo, nu contează că or fi din est sau din vest. Din punctul meu de vedere nu are absolut nicio relevanță, să zic așa. Calitatea se face și într-o parte și în alta. Într-o parte și în alta. Da. Am ascultat un interviu cu Cristian Mungiu, care zicea, a răspuns la întrebarea cum ar recomanda el unui tânăr regizor să devină un regizor de succes. Și el a zis că eu i-aș recomanda să iau un carnețel și un pic sau un creion și să însemneze în carnețel celălalt tot ce vede, să fie foarte atent la lumea înconjurătoare, la expresiile pe care le folosesc oamenii, la ceea ce vede el. Adică eu am prins din asta că trebuie să ai o atenție specială, deosebită de ceilalți oameni. Ai tu un carnețel sau... Am și eu vorba aia, un soi de calculator în care notez ca să nu uit, pentru că uit. Am o memorie extrem de șubredă, cred. Pentru că deseori îmi dau seama că, opa, păi eu țineam minte chestia asta, ideea asta, am și uitat-o. Și acum mai nou le notez situații sau povești sau ca să nu le uit. Cred că Mungiu are dreptate. Se mai spune în felul următor, un regizor bun are nevoie de imaginație foarte bună. Iar dacă nu are imaginație foarte bună, trebuie să aibă carnețelul despre care vorbea. E o expresie. Și cred că mai era ceva dacă nu ai carnețelul. Nu mi-aduc eu aminte că vorbeam mai devreme ca memoria. Tu cum faci? Tu cum percepi lumea tu? Uite, cum o vezi tu? Cum prinzi situațiile astea? Păi, pe care pe urmă le redai în filme. Cu ochii. Eu văd niște lucruri exact ca toată lumea în jurul meu. Doar că și presupun că, nu, presupun că încerc să îmi imaginez ce ar sensibiliza și ce nu sensibilizează. Cum ar funcționa într-o situație ipocrizia. Ce știe un om și ce se întâmplă în spatele lui. E o tehnică pe care
nu știu dacă aș putea să o predau neapărat sau să vorbesc despre ea mai mult, dar până la urmă se bazează, presupune tot, pe un soi de imaginație. Îți imaginezi și te pui în locul spectatorului? Îți imaginezi că tu ești spectatorul care vede filmul făcut de tine? Sau nu te interesează acest lucru? Nu, să nu mă intereseze, evident. Și asta se întâmplă atunci când încerc să-mi dau seama dacă ce am gândit sau ce am filmat ajunge la spectator, la mintea spectatorului. Înțelege eu ce am vrut să spun sau ce am vrut să fac. Adică dacă am fost coerent în a folosi acele limbaje cinematografice pe care se bazează orice film. Dacă treaba asta iese bine, spectatorul va spune, de obicei sunt prietenii primii care văd ce fac. Da, e ok. Și atunci pot să merg mai departe. Pentru că aș face probabil o comparație mai dură, dar eu aveam la un moment dat o pereche de pantaloni haki. Și am purtat foarte mult și la filmări și așa, și erau foarte frumoși și mie îmi plăceau. Și după aia am lăsat. Și peste o bucată de timp, când am vrut să îi îmbrac, mi-am dat seama că sunt decolorați de-a soare. Și m-aș întreba cum naiba am umblat cu ei așa decolorați, așa uluți. Tocmai aici vreau să zic că în momentul în care începe a lucra asupra unui proiect cinematografic, te obișnuiești cu toate elementele care îl formează și încep probabil la nu-ți da seama dacă nu cumva știi tu mai mult niște lucruri și ele de fapt nu se vor înțelege pe ecran. Da, e bine să le arăți altora. Ai zis să ajungi la mintea spectatorului. Da. Și la inima lui trebuie să ajungi. Da, probabil. Eu concep ca pe un întreg. Nu că există, ceva evident. Nu există rațiune fără minte și minte fără rațiune. Vrem noi, probabil, cineaștii, artiștii și poeții, să le separăm. Lucrurile, de fapt, sunt mult mai prozaice și tocmai de-aia stârnesc, cum să zic, dramatism, ca să zic așa. Și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr.